Comercianții s-au pregătit din plin pentru a le oferi clienților o gamă cât mai variată de ghirlande, iar pentru că brazii naturali nu au apărut încă în oraș, la mare căutare sunt brazii de plastic. Avem două modele de brazi, brazi normal și pini, începând de la 45 de lei 1,20 m până la 2,10 m la 120 de lei. În materie de ghirlande și globulețe, preferințele de anul acesta se îndreaptă către ornamentele de culoare roșie sau aurie. Prețurile variază la beteală între 1,5 lei și 3 lei, iar la globulețe între 4 și 6 lei. Ce se poartă? Ce culori se urmăresc sau ce modele? Roșu, în primul rând, după aceea auriu și după aceea celelalte culori. Verde, albastru, mov. Instalațiile luminoase costă între 6 lei și 30 de lei în funcție de model și mărime. Cei care nu vor să mai cumpere instalații pot opta pentru un brad luminos, o noutate a acestui sezon, după cum spun comercianții. Avem un nou model de brad apărut anul acesta, împodobit de-a gata, necesită doar globulețele și ghirlanda. Ce cumpărați? Uite, o betel. Atât. Ce modele vă plac? Uite, asta simplă, mă, micuță, că atâția bani avem. Anul ăsta, uite, luăm albul ăsta cu puțin bleu. Anul trecut a avut roz, că e culoarea ei preferată roz la nepoțic. Așadar, pentru a ne asigura că moșul va găsi un braț sub care să pună darurile, trebuie să scoatem din buzunar cel puțin 100 de lei.